Surpriză, doamnelor și domnilor, deși toată lumea se aștepta ca Alexandra să modereze această parte a emisiunii noastre, iată că am eu plăcerea de a prezenta invitații și implicit pe cea care, pe parcursul emisiunii, va modera alături de mine ediția specială a emisiunii noastre. Așadar, pe Alexandra Vasile o cunoașteți cu toții, este colega noastră de la Toate Mințile Sus. Alexandra, bine ai revenit și îți doresc mult, mult succes în tot ceea ce ți-ai propus și în tot ceea ce îți dorești tu cu privire la bucata asta de viața ta, Campus TV. Îți doresc mult succes! Mulțumesc foarte mult! Bună seara! Mă bucur că sunt în continuare alături de voi pe acest drum nou, unde urmează să descoperim împreună multe lucruri noi și multe surprize și să ne dezvoltăm în continuare împreună, așa cum am făcut și până acum, pentru că până la urmă am crescut timp de 3 ani de zile aproape alături de voi aici la campus. Și așa cum îți spuneam de fiecare dată, îmi doresc foarte tare să rămâi alături de noi, pentru că obișnuim să adunăm oameni de calitate în jurul nostru și tu ai dovedit cu vârf și îndesat că ești un om de calitate. Doamnelor și domnilor, alături de noi în continuare sunt domnul Titi Petre, jurnalist, este unul dintre oamenii, de fapt este omul de la care fiecare dintre noi, fie că o recunoaștem, fie că nu, am învățat câte ceva. Bună seara și bine v-am găsit în casă aproape nouă. Mulțumim tare mult! Îmi permit, Titi, să-ți mulțumesc public, de față cu telespectatorii noștri, pentru contribuția ta la ceea ce suntem noi astăzi, ca jurnaliști, ca oameni de presă, ca profesioniști și, de ce nu, și să ne gândim la ceea ce vom deveni. Mulțumim tare mult! Alături de noi este și domnul Daniel Costache, este directorul Muzeului Județean. Bună seara, domnule Costache, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit în această seară, unde înțeleg că este un început nou de drum și vă urez succes. Mulțumim tare mult! Și nu în ultimul rând, domnul George Sava, fost prefect al județului Buzău, cu o activitate intensă în ceea ce înseamnă binele județului Buzău, dar între domnul George Sava și domnul Titi Petre, legătura o face domnul Daniel Costache, pentru că între vechi și nou, legătura o face istoria. Veți afla îndată despre ce este vorba, sunt convinsă că nici prin cap nu vă trece, care este legătura din acest platou, din această seară, veți afla. Alexandra, o să te rog pe tine să fie să le adresezi întrebările invitaților noștri, fie să găsești o modalitate de a afla răspunsurile pe care tu le cauți în cele 3 personaje pe care le avem aici, pentru că da, într-adevăr, sunt 3 personaje. Mă bucur foarte mult, în primul rând, că suntem atâtea generații în momentul ăsta aici, generații de la care noi învățăm și facem acest schimb de informații. Avem alături de noi primul director de la Campus TV, un om care a pus prima cărămidă a acestui post și care în continuare este alături de noi, dar și pe domnul George Sava, care acum ne ajută să evoluăm și să trecem la un alt nivel. Este foarte interesantă această relație dintre primul om și cel care este acum. Și aș fi foarte curioasă ce sfaturi ar avea omul care a fost de la început aici către cel care abia a venit în echipa noastră și vrea să ducem lucrurile la un alt nivel. Da, înainte de toate să vă spun că astăzi poate fi o dublă aniversare. Odată relansarea, iar în urmă cu 12 ani, pe data de 9 aprilie, s-a introdus Mira pe acest post de televiziune. Pe data de 12, pe data de 9. Pe data de 12, în ziua de florii, a emis pentru prima dată. Deci o chestie pe care nu o știați. Asta se întâmpla în urmă cu 12 ani. În urmă cu 9 ani a fost ultimul maraton jurnalistic în această sală. Mă bucur că am văzut această relansare, că s-a întâmplat chestia asta. Și să fie de bun augur. Ar fi multe, multe, foarte multe de povestit vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat, că plecăm de la proiectul în sine, ajunsesem la un moment dat să avem cel mai bun ziar, cea mai bună redacție din redacție regională din țară, a existat aici un radio excelent,
și un post de televiziune care a plecat de la zero cu oameni care nu au făcut niciodată televiziune, deci absolut niciodată, cu toții am învățat aici, eram singurul care aveam experiență, am învățat aici și adusesem undeva sus de tot acest post de televiziune. Erau emisiunile diversificate, copiii nu mai vorbesc sâmbăta și duminica, erau ale copiilor, erau emisiunile tineretului. În cursul săptămânii erau emisiuni de tot felul. Ce trebuie făcut? Ce sfaturi îi dau domnului George Sava? Suflet. Deci trebuie să pui mult suflet și îți trebuie o echipă. Dacă nu ai o echipă coagulată cu care să mergi, nu faci absolut nimic. Cu jucători care trage fiecare în partea lui, nu o să faci niciodată echipă. Sunt foarte multe de povestit, sunt foarte multe de zis. Mă bucur mult de tot că din acest studio, din acest grup de presă, s-au ridicat foarte mulți ziariști tineri, am muncit mult cu ei, foarte mult. Un an, doi, trei, nu le dădea nimeni nicio șansă și parte dintre ei se regăsesc acum în presa națională. Echipa o avem, Titi, și am demonstrat lucrul ăsta de-a lungul timpului. Suflet există, slavă Domnului, pentru că am reușit în câteva zile să facem, iată, toată minunea asta pe care o avem. Așadar, putere de muncă ne mai trebuie, domnule Sava? Putere de muncă există. Dacă e voință, atunci când faci ceea ce trebuie, cum trebuie, îl faci din suflet, din inimă, atunci nu există oboseală. Niciodată. Îi mulțumesc maestrului Petre Titi. Într-adevăr, sunt sigur că am foarte multe de învățat în continuare în acest domeniu, care pentru mine este o provocare. Am intrat cu sufletul într-un astfel de proiect. Am găsit într-adevăr o echipă care, în ciuda tuturor greutăților, au reușit să mențină pe o anumită linie de plutire și să aducă la nivelul buzoienilor o informație cu adevărat reală, nu au făcut partipriuri, nu au scăzut gradul de acoperire a știrilor în tot județul și au dat dovadă de profesionalism, chiar dacă lucrurile nu au fost atât de ușoare, nici din punct de vedere financiar, nici din punct de vedere tehnic. Într-adevăr, am găsit o echipă aici și aș putea spune că de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr, au înțeles că de fapt eu cu ceilalți colaboratori cu care am venit aici respectiv, cu Manuel Iordache și cu încă alți colegi, am sudat, zic eu, deja în astea două săptămâni o echipă. Am ascultat și am văzut ce s-a făcut până acum, le-am spus colegilor cam ce vreau de acum încolo să se întâmple, deja am creonat, ca să spunem, telespectatorilor noștri, atât grila pentru radio, dar și noua grilă pentru televiziune, pregătindu-ne la acest moment, și este o chestiune pe care trebuie să o spun în premieră și trebuie să o știe telespectatorii noștri, pentru următorul salt, acela de a deveni un trust de presă, radio și televiziune regional. În așa fel încât această echipă de aici să arate și în celelalte județe din jurul nostru că sunt profesioniști care își doresc să facă presă, care își doresc să facă radio, care își doresc să facă televiziune la un nivel, de ce nu, la fel ca cel al televiziunilor sau al truselor de presă la nivel național. Vreau să le mulțumesc vechii echipe de aici și să le spun că pe viitor vor avea în mine un aliat cu o singură condiție. Să-și dorească să facă în continuare tot ceea ce au făcut până acum, la același nivel, dar cu mult mai multă muncă, pentru că, așa cum spuneam, dacă ne vom extinde, lucrurile se vor mai complica. Sunt niște copii minunați, ați moștenit o echipă minunată. Eu îi cunosc foarte bine, cu parte dintre ei am început activitatea, cu parte dintre ei am lucrat pe parcurs și știu că încă
n-au dat decât jumătate din valoarea pe care o au. Sper și mă lăsați pe mine să le turez motoarele, da? Vă rog. Vă mulțumesc. Domnule Costache, iată că încet, dar sigur, cu toată modestia, putem spune că și noi, campusul, contribuim la dezvoltarea presei locale și, de ce nu, dezvoltarea presei naționale. E prea mult să spunem că vom fi parte din istoria presei? Categoric nu. Categoric nu, pentru că fiecare etapă de dezvoltare a unei comunități, la nivel strâns, a unei societăți, la nivel macro, este compusă din mai multe elemente. Iar perioada pe care o trăim, zilele noastre, secolul în care am apucat să trăim, este o perioadă fără doar și poate a informației. Și atunci, cum circulă informația? Cine este informat este un om puternic. Motiv pentru care faceți parte din categoria celor care produc oameni puternici. Transmiteți informații de toate felurile. Dar noi știm bine asta la Muzeul Județean Buzău. Iar asta nu poate decât să ne dea și mai multă dorință de muncă. Pe fiecare dintre invitații noștri, Alexandra, îi cunosc de foarte multă vreme. Pe fiecare am avut invitații în studioul Campus TV. Recent, ultimul dintre cei trei a fost domnul George Sava. Și aș vrea să spun și ție și telespectatorilor noștri faptul că nici o secundă nu am știut de discuțiile care au loc în momentul în care l-am apelat și l-am invitat în studioul Campus TV. Cu fiecare dintre invitații noștri am putea să facem emisiuni de ore. Cu Titi Petre despre administrație, presă și așa mai departe. Cu domnul Daniel Costache putem vorbi despre istorie și despre multe, multe alte lucruri, pornind de la obiceiuri și ajungând la obiceiuri gastronomice. O să înțelegi îndată de ce menționez acest lucru. Cu domnul George Sava am abordat un subiect care drag mie, agricultura. Este un domeniu în care se și pricepe foarte bine și pentru care face foarte multe lucruri. Și de asta spun, putem vorbi foarte, foarte multe ore cu fiecare dintre ei. E drept că e o provocare să ai o întâlnire cu toți trei odată în același platou de televiziune, motiv pentru care trebuie să găsești cumva o modalitate să îmbini toate lucrurile acestea. Așadar, domnule George Sava, încep discuția de unde am lăsat-o ultima dată, pentru că, așa cum spuneam, tare, tare drag îmi este acest subiect al agriculturii, un subiect de care nu este departe nici Titi Petre. În urmă cu... Câți ani, Titi Petre? Trei ani, colegul nostru Titi Petre realiza aici la Campus TV o emisiune care se numea Viața satului Buzoian. Viața satului Buzoian. Avem și imagini. Da, uite, exact. Viața satului Buzoian. În urmă cu câteva zile, aici în studioul Campus TV, în vechiul studio Campus TV, vorbeam cu domnul George Sava despre dezvoltarea mediului rural în județul Buzău și încercam să găsim soluții și ați venit la momentul acela cu propuneri extraordinar de curajoase, dar în același timp propuneri foarte ușor de implementat dacă ai un pic de dorință, domnule Sava. Într-adevăr, și agricultura și satul trebuie să țină pasul cu ceea ce înseamnă noutatea, cu ce înseamnă dezvoltarea, cu ce înseamnă, până la urmă, cuceririle științei și tehnicii. Doi aș pleca, sau de fapt m-aș întoarce puțin în timp, pentru că l-am pe Daniel Costache, care îmi permis să-i spun Daniel, pentru că ne cunoaștem de foarte mult timp și atunci când eram prefect am colaborat foarte bine și când eram în Ministerul Agriculturii, de asemenea, am colaborat foarte bine, pentru că puțină lume știe că, de fapt, pe noi doi ne leagă o chestiune deosebită. Și această chestiune se denumește, de fapt, Muzeul Chilimbarului de la Colți, muzeul din satul meu natal, pe treptele căruia m-am jucat în copilărie, o bijuterie, ca să spunem, la ora actuală, de muzeu, o bijuterie cum nu există în România la ora actuală și există în foarte puține locuri din Europa. Faptul că Muzeul de la Colți a renăscut, și mă întorc la o altă chestiune, așa cum consider că începând în zilele acestea și trustul Campus TV renaște, Muzeul de la Colți a renăscut și datorită ambiției lui Daniel și interesului și respectul arătat de domnul Petru Neagu Emanuel acestui edificiu deosebit al județului Buzău.
Încă de când eram prefect am făcut demersurile cu fostul primar, dați muzeul către Consiliul Județean pentru că este singurul care din punct de vedere financiar și tehnic poate să facă ceva din el. Au trecut ani de zile până când într-adevăr la un moment dat domnul Petre Neagă Emanuel, domnul președinte, a spus niște lucruri franc în fața și s-a spus ori așa, ori așa. Atunci lucrurile s-au rezolvat, nu vă spun. Cred că Daniel o să scrie o carte la un moment dat. Este așa? Cu privire la, la demers. Am un plan, într-adevăr. Deci a dus o luptă. El, om care n-avea nicio legătură cu, cu localitatea acolo și cum zis, a dus o luptă teribilă cu fostul primar de acolo, pe lângă mine, pe lângă domnul Oneacu, ca să... Și cu oamenii din localitate, pentru că le era frică că li se va lua muzeul. Da, oamenii nu erau informați cum trebuie. Acum oamenii, după ce au văzut ce s-a întâmplat, ce se întâmplă acolo, a fluxul acela de turiști, care într-un fel sau altul a dus la o dezvoltare a unor mici business-uri acolo, da, vând gemuri, vând zacuscă, vând fructe de pădure, oamenii acolo, deci oamenii aia n-ar fi vândut acolo dacă muzeul de Chiclibar n-ar fi fost reabilitat și dacă nu ar fi venit atâți turiști acolo. Ei, așa că Daniel, într-un fel sau altul, s-ar putea că într-o zi să-l propun în Consiliul Local la Comune Colț să devină cetățean de onoare. Pentru că dacă noi, nu, cei ai Comunei, nu reușeam să convingem acest fost edil de chestiunea asta, nu știu cum el, până la urmă, v-a spus și cu ajutorul domnului Neagu, au reușit să-l convingă că este lucru bun. Și iată că... Știți că ajutorul masiv al președintelui Consiliului Județean, pentru că altfel n-aș fi putut să fac mare lucru, și mi-aduc aminte, vă aduceți cu siguranță, vă reamintiți episodul când la Muzeul Județean Buzău a fost invitat în cadrul unui eveniment mare, Escapadă Culturală Nocturnă Internațională, ambasadorul Statelor Unite ale Mexicului. Corect. Bun, era acea perioadă în care se punea în discuție preluarea clădirii de la Colț de către Consiliul Județean Buzău. Tot mergând și făcând drumul destul de des în acea perioadă la Colț, am întâlnit oameni din sat care mi-au spus, domnule, nu duceți Chiclimbarul în Mexic, am auzit că vreți să-l duceți în Mexic. Adică la modul acesta era discuția, era discursul și era povestea legată de ce aveam noi de gând să facem acolo. Domnul Petre Didi, vedeți ce înseamnă să n-ai informația structurată și prezentată cum trebuie? Nu, văd ce înseamnă să fii prefect. Fost prefect. Și să vă spun de ce, pentru că... De mai mult timp am un proiect pe care voiam să-l pun în aplicare și pentru că tot vorbim de muzeu, de un sector al muzeului care să se numească Muzeul Presei Buzoiene, civile, religioase și militare. Am discutat cu domnul Costache de 100 de ori, am discutat cu domnul Neagu de 200 de ori. Ajunsesem la un moment dat la un punct comun. E, al nabii punct s-a dus și a rămas... S-a mai mutat un pic. S-a mai mutat un pic. Și dacă eu eram prefect, măcar vreo 2-3 săptămâni, poate exista și acel muzeu. Păi dacă n-ați insistat când era domnul George Sava prefect. Chestia e că era un proiect în premieră națională, așa ceva. Nu a existat și încă nu există în România. Nu e timpul pierdut. S-a pierdut ceva timp. De ce? Pentru că acele utilaje nu le poți ține în timp. Oamenii le aveau undeva stocate, le-au dus, le-au mai tăiat de prin ele. Probabil că se mai găsesc pe aici și pe acolo și le încropim. Măcar machete și tot facem. Da, pentru că fac parte din categoria celor care au pus baza noi prese buzoiene și naționale. Pentru că n-am lucrat numai aici, inclusiv pe presa națională și am făcut lucruri frumoase și nu mi-a plăcut niciodată să stau pe loc. Am vrut să merg mai departe cu toate proiectele. N-am copiat niciodată pe nimeni. În tot ceea ce am făcut, am avut emisiuni în premieră, aici în studioul ăsta de televiziune, emisiuni care au fost copiate
și există acum pe televiziunile naționale. Sunt niște istorii foarte frumoase, niște chestiuni este drăguțe. Un motiv de mândrie până la urmă pentru noi și dacă ajungem să fim atât de buni încât să fim copiați de cei din presa națională, pe mine una nu m-ar deranja deloc. Am vorbit despre muzeul de la Colț și dacă îmi permiteți și pentru că l-avem aici și pe domnul George Sava, tare atașat de Colț. Domnule director, îmi permit o întrebare, pentru că vorbea domnul Sava despre faptul că acolo a înflorit oarecum așa un comerț. De ce nu e un magazin mai mare de suveniruri la Colț, la muzeul de la Colț? E adevărat, muzeul de la Colț ne-a așezat foarte sus pe harta muzeelor din lume și nu doar din România. Muzeul județean Buzău, într-adevăr, și el lăudat de ambasadori mai nou. De ce nu e un magazin mai mare din care oamenii care vin în vizită să poată cumpăra, eu știu, suveniruri, poate chiar bucățele de chihlimbar? Să știți că acela este spațiul. Acela este spațiul. Nu am avut altă posibilitate de organizare și reamenajare a spațiului pe care l-aveam la dispoziție. Construcția de noi spații era mult mai delicată, era mult mai sensibilă din foarte multe puncte de vedere. Magazinul de la Colț, care, să știți, deservește destul de bine, evident nu poate să suplinească și alte tipuri de servicii aduse vizitatorilor, deja a devenit, ca de altfel, toate magazinele, toate muzeum shop-urile Muzeului Județean Buzău au devenit niște mici centre comerciale. Și acum spunea George mai devreme, sunt oameni care vin și prin intermediul magazinului de suveniruri de la Colț comercializează diferite produse. Sunt oameni atât din zonă, cât din zona Colț, cât și din zonele din apropiere. Deci este un mic punct de plecare pentru un comerț cu produse tradiționale care se poate extinde și înțeleg că există planuri pe viitor în acea zonă, în această direcție. Doamne ajută! Domnule Sava, iată, la Colț avem Muzeul de Chihlimbar. Este cârligul de care avem nevoie pentru relansarea acestei zone, relansare turistică, pentru că ne interesează foarte mult acest aspect. Ce facem cu restul comunităților pe care vrem să le aducem în atenția oamenilor, în atenția lumii și în atenția vizitatorilor, turiștilor? Trebuie spus că județul Buzău este supranumit Mica România, pentru că avem toate formele de relief. Avem o superbă mare numită Barajul Siriu, care îl avem și acolo cu o vedere la stânca Tehărăului, unde îmi fac un mic laudațiu singur. Am reușit în perioada când eram prefect, domnul Petre Titi, de-aia dacă ești prefect, aș spune, nu numai pentru Colț am făcut ceva, am reușit reabilitarea acelui super viaduct, care acum îl văd inclusiv pe site-uri din afară, prezentate ca imagini din România, de multe ori nespunând despre ce imagine este vorba, da? Mai este acea copertă de beton pe care am reușit un fel sau altul să oprim acea alunecare de teren care ne-a ridicat mari probleme. Avem un județ superb. Avem un județ care are posibilități multiple de a se dezvolta din punct de vedere turistic. Dar dacă turismul acesta nu îl legăm de ceea ce avem aici, nu este întreg. Cum putem să-l legăm? Păi, avem mai multe posibilități, dar una care este la îndemâna comunităților locale și se leagă de fapt de agricultură, de fermă de familie, de microferme, este înființarea unor puncte gastronomice locale. Când eram în Ministerul Agriculturii, cei care mă cunosc știu că am avut o nebunie cu punctele gastronomice locale și cu canalul Siret-Bărăgan. Corect. Se pare că nebunia cu canalul Siret-Bărăgan este în continuare pentru că vremea ne cam arată ce poate să facă aia dacă noi nu suntem în stare să facem. Mă întorc la punctele gastronomice locale. Acestea au un concept foarte sănătos la bază, pentru că ce se întâmplă? Gospodina dintr-o anumită localitate care are în spate o gospodărie, o mică fermă de familie, așa cum este ea denumită în, cum să spunem, în tratatele de specialitate agricole la nivelul Uniunii Europene, poate să vină să gătească produse din propria gospodărie sau din gospodăriile din jur și să le ofere turiștilor. Ea gătește acolo în casa ei, niște condiții igienico-sanitare ok, și le oferă spre vânzare turiștilor. Care turiști?
Turiști care vin la Colți, care vin la Bisoca, care vin la Vulcanii Noroioși, care vin la Torvan sau la Babele de la Ulmet, da? Și nu au unde să mănânce. De la Colți trebuie să te duci la Pătârlagele sau dacă nu mai departe la Cislău să poți să servești masă sau la Nehoi. Hai să facem la Colți niște puncte gastronomice din astea locale. Hai la Bisoca, într-adevăr, dacă vrei să mănânci, în afară de una, două pensiuni, cred că, care sunt pe acolo și nu știu dacă sunt deschise turiștilor, nu avem unde să servim masa. La fel și la Lopotari. Ca pe toată zona montană și submontană avem această problemă. Haideți să, ușor, ușor, să-i facem pe oameni să înțeleagă că ăsta este viitorul lor. Există o aplicație a punctelor gastro sau punctele gastronomice locale. Funcționează extraordinar de bine la Vama Buzăului. Funcționează foarte bine iar în zona Bucovinei, în zona Maramureșului, în zona Deltei Dunării, unde, de fapt, punctele gastronomice locale de acolo au plecat. Ivan Pațachin, făcând acea asociație gastro a zonei Deltei Dunării, care după aceea și-a dovedit, într-adevăr, eficacitatea și în alte zone la țări. Dacă noi, Buzău, reușim să facem treaba asta, avem produsele astea gastronomice deosebite. Avem cărnații de pleșcoi, avem babicu de Buzău, avem ceapa galbenă de Buzău. Avem atâtea bunătăți pe care le putem pune pe masă turiștilor, nu doar în formă crudă, ci și în formă gătită. Ei, atunci când se duce la Muzeul de Chilimar la Colți, atunci când se duce la Bisoca sau se duce la Mânzălești sau se duce la Chioștu, la Casa cu Blazoane, da? Ei, tot acolo în zonă să găsească, să poată să servească o masă și nu trebuie să nu știu ce condiții draconice. Vă spuneam în emisiunea aceea. Este o declarație care se dă la ANSVSA, este o declarație care o iei după site-ul ANSVSA, mai este o declarație către DSP, declarație, țineți cont, declarații. Nu trebuie să fac nu știu ce istorii de dosare, nu. Își iau un carnet de producător local și dovedește că are într-adevăr o bucătărie cu grețe, cu faianță, cu niște obiecte de gătit așa cum trebuie și un spațiu care să servească de altfel masă. Și își pune pe perete acel cocoș cu furculiță și cu lingură stânga-dreapta care atestă că este un punct gastronomic local. Ei, în momentul ăla Buzău va merge altfel. Vă mai spun încă o chestiune. Mai avem o mare problemă pe turism. Sunt insuficiente locurile de cazare la nivel de județul Buzău. Se pare că la ora actuală ar mai fi necesar undeva în jur de 600-700 de pensiuni la nivel de județul Buzău ca să putem să spunem că noi contăm ca o zonă turistică. Nu o să fim ca Valea Prahovei, nu o să fim ca Brașovul. Dar poate dar nici nu ne dorim să ajungem ca Valea Prahovei, pentru că vrem și un pic de liniște. De fapt, eu aș vrea cât mai multă liniște. Da? Pentru că asta ne ajută. N-avem capacitate de cazare cu rulota, cu cotul, în condiții de siguranță. Să nu vine ursul peste mine să mă întrebe de ce face. De siguranță și de igienă. De fapt, eu m-am dus peste el, nu vine el peste mine. Deci cam asta ar fi lucrurile care trebuie să le faci la nivel de județ Buzău. Iar eu împreună cu câțiva colegi de-ai mei din Ministerul Agriculturii, răspândiți prin toată țara, încercăm să mișcăm lucrurile astea cu Ionuț Diaconeasa de la Sibiu, cu Alex Achianu la Dâmbovița, cu Florin Ciobanu la Olt, cu Tiberiu Ștef la Bistrița. Toți încercăm să spunem că fără a combina turismul cu gastronomia românească, nu reușim să facem un turism sustenabil. Domnule Costache, e un subiect care sunt sigură că vă interesează, cu atât mai mult cu cât turismul buzoian este, iată, istoria buzoiană poate atrage turistul român. Să știți că, uite, facem un mic sondaj, luăm primele mari 10 orașe din Europa și vedem care sunt principalele puncte de atracție. Și o să vedem muzeele. Da? În jurul muzeului, într-o formă sau alta, se crocetează inclusiv ideea de turism. Vorbeați de punctele gastronomice. Hai să vedem. Când te duci în Delta sau mai bine zis, după ce vii din Delta, povestești și de pelicani, povestești și de răsăritul de soare, povestești și... Dar și de fapt, cormorani. Despre ce povestește omul? Ce ciorbă de pește a mâncat în Delta? Adică este acea poveste despre care toți vorbim când ne ducem acolo. Și e foarte important pentru turismul buzoian, într-adevăr, peste, nu, o vreme mai multă sau mai puțin, am fost la Buzău și ce cărnați de brașcoi am mâncat acolo, sau ce babic, sau ce ciorbă de babic, sau lucruri de genul acesta, strict individualizate și puse bine în plan,
legată de, de turism. Pentru că după ce mănânci și vizitezi, te și bucuri, te și plimbi, da? Este cu totul altceva și de aceea vorbeam și înainte de, de această intrare în, în emisie despre ce se poate face la Colți pentru a oferi o experiență completă turistului. În primul rând, trebuie să mănânci, da? Bun. Vin după 2 ore și jumătate de trafic de la București, ajungi și parcă altfel vizitezi muzeul cu tot ce ți oferă el, zona, peisajele și tot ce se întâmplă acolo, da? Dacă această nevoie primară de a mânca îți este satisfăcută într-un mod dintre cele mai interesante, cele mai bune și cele mai prietene. La un aer curat, liniște, un soare de munte adevărat. Și vă zic sincer un lucru, pe unde m-am plimbat și pe unde am fost, de la restaurante foarte, de la restaurante high class, până la restaurante găsite aici, oprim aici, mâncăm că murim de foame, de apreciat, întotdeauna am apreciat posibilitatea de a mânca în locuri cu adevărat pitorești, da? Nu știu, mie unul așa, mi s-a printat pe retină, o masă luată într-o zonă, precum Colț, într-o zonă piemontană sau montană, cum îți oferă Buzăul atâtea zone, da? Este mult peste un prânz luat, nu știu unde, în Buricul Parisului, pe nu știu ce terasă sau unui restaurant de 5 stele. Iar dacă în toată povestea asta mai avem ca partener și presa, este un lucru extraordinar. Degeaba avem muzee, degeaba avem, avem restaurante. Fără noi, n-ar afla nimeni. Așa. Și în condițiile astea, domnul George Saba, cred că o să facă vreo 30-40 de trasee turistice cu camera după. Așa. Și trebuie luate fiecare. E o chestiune la care eu am ținut extrem de mult. Și are și niște reportaje extraordinare. Și punem acolo un țăruș. Uite, aici ar fi bine ca la anul când venim să găsim un restaurant, să găsim un chioșc. Așa. Uite bă, frate, astea sunt 3 hârtii pe care trebuie să le facem. Le luăm și plecăm mai departe. Mai punem încă un țăruș. La anul ne ducem după. Și așa am făcut și 30 de trasee turistice. Revenim anul următor, vedem ce s-a făcut, că oamenii înțeleg. Domnul Petre Didi, mi-ar fi plăcut să fi avut la dispoziție tehnica de acum, când eram copil la 14-15-16 ani, când am plecat efectiv de la Valea Salce, unde am mers cu rata, așa era la momentul respectiv, și am făcut toți munții ăștia frumos, așa, dar nu aveam camere de la vedere, nu aveam tehnica, nu aveam iPhone-ul, smartphone-ul de acum. În schimb, ne dați o temă de lucru pe care o să încercăm să o ducem la final. Nu vă garantăm că va merge foarte repede, dar în schimb vreau să vă spun un lucru. Oriunde ne-am duce în județul Buzău, nu contează unde, chiar dacă este pandemie, dacă vom avea într-adevăr, așa spunea și Daniel, o terasă, un mic restaurant cu specific local, cu mâncare bună, vă spun că acelea vor sta în picioare indiferent ce se va întâmpla. Aș face o mică paralelă așa. La un moment dat citeam o istorisire despre un preot în Cehia, în timpul celui de-al doilea război mondial. Pentru că școala fusese distrusă de bombardamente, a mutat toți copiii să învețe în biserică. La un moment dat vine un bombardament, este distrusă clopotnița bisericii, toți copiii speriați, îngroziți, părintele spune, rămâneți pe loc, nu plecați, nu se va întâmpla nimic. Da? Bineînțeles, urmează, trece totul, trec ani și la un moment dat se întâlnește preotul cu un fost elev și îl întreabă, părinte, nu vă supărați, ne-ați ținut în biserică acolo, puteam să murim cu toții, nu v-ați gândit la noi? Și a spus că nu, nu mi-a fost teamă că voi muri. Mi-a fost teamă că voi muri și nu vă voi mai putea transmite mai departe ceea ce am învățat. Ei, ceva de genul ăsta vreau să luăm de la dumneavoastră și să reușim ca noi să ducem mai departe, să facem din Buzăul ăsta, într-adevăr, niște trasee. Ele sunt deja, numai că trebuie să mergem pe ele. Da?
ceea ce ne lipsește nouă la ora actuală în județul Buzău, și o spun cu toată sinceritatea, ne lipsește curajul de a merge până la capăt fără a ține cont de nimic. Vrem să facem acest lucru. Îl facem. Așa cum domnul director a făcut la Muzeul de Chimie Bar la Colț, ar trebui să fie un exemplu pentru toate celelalte zone din județul Buzău. Da, este adevărat, domnul director a ridicat ștacheta extrem de mult. Sincer, m-a surprins foarte, foarte, într-un mod plăcut. La fel trebuie ridicată ștacheta în toate domeniile. Să ne gândim că la nivelul județului Buzău n-am văzut nicio televiziune, deci nici una nu a fost în stare să facă un semitraseu turistic. Asta pe de-o parte. Avem zone de care n-ați amintit. Avem zona Fișici, care este cu încurcătură. După aceea mergem la Siriu, unde avem băile termale, o chestie extraordinară pentru care presa trebuie să lupte ca acele băi termale să ajungă măcar ca pe timpul CAP-ului. Deci atunci când erau în CAP, băile termale funcționau, iar de 30 de ani de zile stăm cu apa termală care se scurge în Buzău și nu facem nimic cu ea. Și sunt multe, multe chestiuni din asta. Nu mai vorbesc dacă o luăm pe partea asta, pe zona Mărgăritești. Iarăși avem o zonă extraordinar de frumoasă. Și sunt trasee... Să uităm zona drumului vinului, cum este supranumit, unde într-adevăr avem niște lucruri extraordinare, unde tradiția culinară cu cea a vinului bine făcut și unui vin de buturug adevărat s-ar îmbina extraordinar de bine. Eu am încercat să mă documentez pentru niște lucrări. Dom'le, nu am găsit decât niște crâmpeie de filmulețe găsite pe nu știu ce site de turism și atât. Și tot vorbesc. Și am vorbit la diferite nivele, dar eu vorbesc, eu mă aud. Asta este o chestiune care ar aduce extraordinar de mult județului, întregului județ. Pentru că noi cu aceste reportaje, alea nu rămân niciodată aici în campus. Nu, asta zboară. Zboară în Europa, zboară în lume, automat. Și investitorii ăștia mici pe care noi îi dorim, cineva trebuie să le dea un imbold. În momentul în care a apărut unul și ăla este mediatizat, automat apar și în celelalte locuri. Noi trebuie numai să-i dăm bomboana, că vine el cu coliva. Eu vă provoc la o discuție pe această temă undeva săptămânile următoare și sunt convinsă că vom reuși să găsim lucruri și locuri de promovat și doar noi, locuitorii județului și românii, vom avea de câștigat. O să-i rog pe colegii mei să îmi facă o legătură telefonică, pentru că avem aici generații vechi, generații noi, generații cu experiență, poate cu mai puțină experiență, dar dornici să învețe. Vreau să le fac cunoștință invitațiilor mei cu cineva care a crescut aici în studioul Campus TV, cineva care a crescut frumos în studioul Campus TV, este acum studentă, ne mândrim cu ea la nivel de județ, ne mândrim cu ea la nivel de țară și n-aș vrea să-i pronunț numele până în momentul în care colegii mei din regie nu anunță pe Alexandra, că este în direct prin telefon cu noi. Așadar, Alexandra, o să te rog să ne anunți când avem legătura telefonică. Stimați invitații, iată, ne propusesem un maraton până la ora 21. Am depășit cu o jumătate de oră ora 21 și sunt convinsă că am mai fi avut foarte multe de discutat. Nu, e 8 jumătate. E 8 și jumătate. Bun, înseamnă că după mai ora avem... ora normală. Da. Timp am mai avea, n-am vrea să-i obosim în această seară pe telespectatorii noștri. Vrem să fie dornici să ne urmărească în fiecare seară, iar noi nu putem să facem decât să garantăm calitatea. Așa cum am făcut-o și până acum, o vom face și de acum încolo și iată cu oameni dragi alături de noi și oameni care ne vor susține, sunt sigură că vom și reuși să facem acest lucru. Domnule Sava, vă provoc la un exercițiu și eu sunt tare curioasă ce îmi veți răspunde la următoarea întrebare.
În câteva cuvinte, descrieți Campus TV peste 10 ani. În general, am fost un și sunt un tip realist. Poate de multe ori prea realist, prea reținut în ceea ce îmi doresc pentru viitor. Îmi doresc peste, nu peste 10 ani, dar îmi doresc ca peste maxim un an de zile să devenim un lider regional în mass media, cu ziare și regionale, dar și locale, în așa fel încât, așa cum spunea și maestru Petre Titi, să pot să scot și ceilalți 50% pe care dumnealui i-a pomenit aici. Și pentru că tot discutam de cum mă văd peste 10 ani. Este mult peste 10 ani, să fim realiști. Eu nu vreau să gândesc ca două mandate de președinte, că nu mă caracterizează, pentru că se pare că în ultimii ani n-am avut parte de niște președinți și doar de niște oameni care au uitat la un moment dat de țara asta. Eu, în schimb, nu vreau să uit de tinerii noștri și pentru că aici aveți o colegă tânără, pe Alexandra, despre care am aflat de la voi cei care sunteți în echipă, că făcea niște lucruri deosebite. Ea m-a solicitat într-o discuție pe care am avut-o zilele astea în studio să-mi identifice în continuare tinerii noștri valoroși buzoieni din toate domeniile și pe acest calup, pe această chestiune să venim cu cât mai mulți să-i vadă toată lumea. Pe această cale îi invit să vină către Campus TV, să vină către Radio Campus, să către vină viața către Buzău. Dumneavoastră, către Alexandra, către Magda, către ceilalți colegi ai noștri din echipă și să spună poveștile, dar și eforturile și greutățile prin care au trecut ca să ajungă să facă ceva deosebit. Vreau să vedem niște emisiuni despre gaming, despre IT, niște lucruri deosebite. Vreau să văd olimpici aici care să vină să spună suntem olimpici pentru că am muncit, nu pentru că am stat pe gaming. Și gamingurile sunt foarte faine, da? Nu e problemă. Dar vreau să spună că ajung unde sunt pentru că muncesc. Pentru că s-a împământenit o chestiune urâtă în țara asta. Domnule Lasca a ajuns bine, s-a descurcat el. Haideți să înțelegem o dată pentru totdeauna. Cine nu studiază, cine nu crește sedimentând informația, la un moment dat se va pierde. Nu mai vreau un om valori și în rest mă opresc aici. Știți de ce o iubim atât de mult pe Alexandra și de ce am acceptat-o atât de ușor lângă noi? Foarte puțini sunt oamenii care știu povestea Alexandrei. Copiii cum este Alexandra au fost multă vreme în România compătimiți. Ea a vrut să fugă de acest stigmat. Este un copil cu ambii părinți plecați în străinătate, care tot liceul a fost singur acasă și a terminat cu brio liceul și acum este pe cale să-și termine facultatea și iată s-a alăturat nouă și muncește ca să-și facă părinții mândri. Nu a vrut să fie un copil compătimit, căruia îi se acceptă foarte multe lucruri pentru că a crescut singură, cu părinții plecați în străinătate. Nu. Astfel de copii vrem noi să creștem și astfel de copii vrem să aducem alături de noi. Valori ale societății care să rămână aici în Buzău. Și pentru că vorbim despre copii buni, care au crescut frumos, în legătură telefonică cu noi este o domnișoară, care, o tânără deja, care a crescut aici în studioul Campus TV. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Claudia Colnician! Mă bucur foarte mult să vă văd și mă bucur că mă considerați un invitat special, așa, prin transmisiune telefonică. E specială prin tot ceea ce reprezinți tu, Claudia. Ești unul dintre copiii care a crescut aici în studioul Campus TV și văzându-te pe tine, sper că se vor regăsi și ei. Spune-mi, cum te-ai simțit de-a lungul anilor aici? Ai venit o copiliță și iată, ești deja o tânără cu multe promisiuni. Întotdeauna m-am simțit foarte bine și am început să-mi spun povestea acum ceva timp în urmă. Eram în gimnaziu, cred, când am venit prima dată la emisiunea dumneavoastră, doamna Mirela, și vă mulțumesc mult dumneavoastră, dar și Campus TV, fiindcă ați avut încredere în mine, în potențialul meu și asta a contat enorm. Și iată că ai dovedit că meriți încrederea noastră. Am muncit, așa cum spunea și invitatul dumneavoastră, și rezultatele m-au ajutat să mă bucur și mai mult de acest drum muzical pe care l-am ales. Te felicităm din toată inima, Claudia. Îți mulțumim pentru felul în care ai ales să crești și te așteptăm aici în studioul Campus TV să ne cânți și să ne încânți.
cu mare drag întotdeauna. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine. Vă doresc emisiuni frumoase și un drum presărat mai cu bucurii și succese. Mulțumim, mulțumim foarte mult, te pupăm și te îmbrățișăm cu drag. Stimați invitați, Alexandra, luăm o ultimă pauză publicitară, pentru că mai avem noi ceva de pregătit telespectatorilor. Înainte de pauză, un minut se poate? Sigur, cum să nu. L-a întrebat pe domnul Sava cum va vedea peste 10 ani. Eu sper ca peste 5 să fiu la a treia relansare. Dar vreau să mă duc în spate cu încă vreo 10 ani, când la radio erau sâmbătă emisiuni făcute de copii, deci numai de copii, da. Iar după amiaza, seara, de la ora 20, erau emisiuni numai pentru tineret. Iar în acest studio, sâmbătă sau duminica, existau 20-30 de copii, erau emisiuni făcute în direct de 2-3 ore. De-aia v-am spus că mi-era dor de o emisiune maraton. Iată că am mai avut șansa să mai particip la o emisiune maraton. Deci se lucra la emisiuni maraton. Aveam copiii separat, erau emisiuni făcute, prezentate de copii. Și acum, sincer să fiu, am scris la scenarii de... mi-au sărit capacele, pentru că trebuiau ajutați. Și m-am bucurat când am văzut pe scenă cum au venit aici clasa 3-a, a 4-a și am văzut studenți prezentând pe scenă. Îți crește inima. Aia este satisfacția. Maestre, am putea să spunem foarte multe, dar deocamdată ne păstrăm o parte din surprize, din grila de programe, ca atunci când se va produce, într-adevăr să fie o surpriză pentru telespectatorii, pentru ascultătorii de radio și pentru cititorii de ziar. Și pe această cale, poate într-un fel sau altul, domnul director ne va ajuta să scriem iarăși și noi o pagină, o mică filă a presei Buzoene, constând într-un trust care își continuă mai departe activitatea, deși am vrut să numesc această emisiune astăzi maraton Renașterea, mergând pe cântecul celebrilor Phoenix, cu care am crescut și eu alături de părinții mei. Colegii au spus că nu este o renaștere, nu. Este o continuitate a ceea ce au făcut până acum, ceea ce au făcut până acum și vechii patroni, și pe această cale îi felicit pentru că au reușit într-o societate foarte încălcită și urâtă să mențină un trus de presă așa cum l-au menținut. Nu este ușor, este foarte greu. Dacă ai voință, nu trebuie să te plângi, că bani nu o să ai niciodată. Dar încă o dată vă spun, surprizele vor veni încet, încet și vor găsi locul emisiuni pentru toate vârste și gusturile. Cu toate că timpul a trecut, e bine că această viziune a rămas și vă mulțumim pentru această susținere și pentru că le oferiți tinerilor din Buzău șansa de a ieși în față, de a-și spune povestea și de a ne arăta că avem cu ce să ne mândrim într-adevăr în Buzău. Vă așteptăm să ne dați mesaje, să ne căutați dacă aveți ceva de spus, dacă aveți un mesaj de transmis. Sunteți așteptați cu drag alături de noi să vă spuneți povestea. Vedeți, doamnelor și domnilor, am cui să predau ștafeta și sunt tare bucuroasă pentru acest lucru. Oricum, nu prea curând, da? Nu. Stimați invitații, doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni cu o ultimă surpriză pentru dumneavoastră.